armata în, în Irak, cei care au făcut bălțul, da, se țin, se țin și mândri și au și de ce, pentru că de multe ori când te întreabă, dar unde ai făcut studiile și bălți, și de fiecare dată, chiar și acum, mai ales cei mai anteriori, parcă fac ușor un pas în mod, ha, bălți. Adevărul care? Adevărul, adevărul e că la Bălți, la Institutul Pedagogic, care e cunoscut acum în universitate, distanța asta de Chișinău undeva te marchează, te provoacă. Adică nu vrei ca să cazi în provincialism. Adică, da, ești postat mai departe de centru și până la urmă, deci contextul ăsta a evidențiat niște facultăți foarte puternice. Adică noi acolo la Bălți nu am avut niște mostre de astea muzeistice cum era la universitate, al de Crăciun, al de... Erau câțiva lectori de astea care erau proverbiali. Îl imprimau cu o mașină de berberit electric, ca de la radio, cu microfonul. Cu niște chestii care povesteau din capitală, din Chișinău. Noi la Bălți de astea nu aveam. Facultatea de Filologie avea niște pedagogi, au de Ieftușencu, au de Eliza Botezatu, Valeriu Sene, când era la facultate, erau legende. Erau legende, erau minune, stelau scrieși discipulul lui Sene, lui Ieftușencu. Ilarion Matkovski, Eliza Botezatu, mai încoace un pic și tot asta. Noi, practic, am fost din generația, cum spunea Ileana Vulpescu, soțul ei, Romulus Vulpescu, zice, am avut așa niște profesori la universitate, că atunci când vorbeau, scăpam din mână stiloul. Adică așa de interesante erau orele și, sau ceea ce ne spunea. Cred că nu mai suntem în așa o ieră unde rămânem frapați, studenții de azi, eu nu știu cu ce i-ai mânguli sau ce le-ai spune așa că să stea bine cu gurița întredeschisă, poate nu, dar să scape din mână stiloul sau asta. Dar noi eram cam din generația aceea, după poezia lui Lupana, lui Bucov, Bogdan Istru, nu că erau rele, dar un alt fel de poezie trecută la poezia lui Argheze, proza lui Rebreanu, Marin Preda, ceea ce pentru mințile noastre de recent ieșite dintr-o alt fel de poezie moldovenească era poate și chiar bum, așa venită. Când, da, după poezia pe care eram obligat ca să o învățăm pe de rost și am ajuns cu poezii de Samuhnoi, eram studenți, da. Moartea căprioare a lui Nicolae Labeș. E generația lui Nichita Stănescu. Nichita Stănescu zicea într-un loc că eu trebuia să scriu poezia Moartea Căprioarei. Pornea poate și Nichita Stănescu pe alt cale, spre alt limbaj. Nicolae Labeș, doamne, care a murit în accident, enigmatic accident, la 21 de ani. La 21 de ani și-a încheiat opera. Și capodopera lui e Moartea Căprioarei. Moartea Căprioarei, e chestie frumoasă. Dar eu vreau ca să scăpați pixurile din mână și să uiți un pic de scenariu, vă citesc acum un sonet care l-am terminat azi, care a început vreo trei cercuri mai urmă pe faleză. Eu fac în fiecare dimineață un cerc în jurul lacului la Valea Morilor și uneori și Sara. Mă întâlnesc cu Coana acolo și facem cercul și acolo. Când e singur, când e fără cucoană, când e fără condrumeți, se întâmplă că se declanșează niște lucruri. Mi-a apărut pe faleză, trei cercuri mai în urmă, amintirea ultimei zile în Oslo. Am fost în două luni în urmă în Norvegia, în Oslo, și ultima zi a început ca să picure, să țese așa o ploaie care semăna cu ciobăneasca noastră. În avion am făcut o poezie unde puneam în paralel ploile din Oslo, țara mai nordică, mai rece, mai cu ciobăneasca noastră, care e mai de altă natură. Și atunci ce mi-a ieșit la sonetul ăsta? Că am început-o cu amintire de la Oslo. Sonetul călătorului. Chiar am călătorit anul ăsta. În Oslo
mi-era dor de o ciobănească. Și în Egipt, ce dor mi-era de ploi. Și în Washington, ce dor mi-era de noi. De o oglindă să mă recunoască. De o oglindă care să mă spună, să-mi spună că am fost, că s-a așteptat de careva, de o poartă, de un sat, să mai vedem ce-am face împreună. Ce largă e lumea, câte-s de văzut, le-am comparat cu ale noastre toate, ce mă însemină, câte m-au durut, ce limpede se vede de departe, câte le avem și nu le-am cunoscut și nu ne știm pe noi, de-a noastră parte. Asta e sonetul care l-am încheiat azi. Așa că voi... Foarte frumos! Mulțumim! Dacă ați marcat, chiar în sonet, jocul ăsta de cuvinte care îl, să zic, e la ordinea de zilei în scriitura lui Iulian Filip. Nu doar la copii. Cartea bună, lumea adună, lume bună împreună, dacă e bună, dacă adună și poți să spui în mai multe feluri și oricum își păstrează chintesența, în schimb, lexemele se joacă între ele și noi cu ele. Frumos! Mulțumim tare mult și, cum ziceam, ne vom referi mai mult la sonete, dacă ei trec poezia de formă fixă și învață despre sonet, despre glosă. Am adus prototipul sau sonetei și vorbeam despre cum a apărut cartea. Și ea e apărut în pandemie și am zis că ați trecut și prin boală, și prin una, și prin alta, și cu un picior bolnav. Și este chiar aici una despre... despre spital sunt mai multe, despre picior chiar. Piciorul sau altceva era luxat? Liliana, te rog un pic cartea, pentru că ceea ce am scris, pe coperta, o să vă dau la câțiva. Am adus, deci prima variantă de sonete era cu numai 63 de sonete, dar o să vi le dau, o să văd cu ei, o să vă dau. Dar uitați-vă ce am scris pe, că e documentar, ce am scris coperta a patra. Datorez aventura sonetului, scriitorului, editorului și prietenului Mihai Stan de Târgoviște, dar și genunchiului meu stâng. Mihai Stan m-a prins de co-alcătuitor la un proiect editorial cu sonetele trei orașe românești, Cernăuschi și Nou Târgoviște, iar genunchiul stâng m-a dorit cu niște insomnii numai bune de sonete și haicuri. Jumătate de an m-a torturat, m-a obligat ca să am niște insomnii, dar insomniile mele au fost niște momente poetice. Da, și așa mai departe. Adică, eu m-a venit spitalul, primul spital în viața mea, știi, pandemia. Dar, mulțumesc Domnului, am ieșit din spital. Pentru că o parte din colegii mei, și acolo am scris, la ora 3, parcă eram montat, se zice că e ora îngerului, la ora 3 mă trezeam. Și asta a fost jurnalul meu de spital. Mi-au ieșit niște sonete deosebite. Uluitor, și când Putin a început războiul ăsta, și la tema asta am câteva sonete. N-am crezut niciodată că muza, inspirația poate să vină și din această suferință, pentru că într-un fel de a spune că suferința generează uneori capodopere, uneori cel puțin te duce la niște îngândurări, la niște întrebări așa mai deosebite. Da, mulțumesc, arta se naște din suferință, din contradicții, adevărat, cele mai opere, cum au zis, nu s-au scris pe stomacul plin, dar s-au scris pe stomacul gol, adevărat.
ei le-am dat așa să dea câte un citat de, despre lectura, cum a spuneți, și pe urmă ne spuneți ce poezie. Și întrebări, da, vom trece așa cu lejeritate, cum am zis, n-avem un scenariu de ăsta, da, scheleton, da, da, de scenariu, da, da, avem așa o închipuire, dar chiar un scenariu fix n-avem. Și întâlnirile cu scriitorii, întâlnirile cu cititorii, numai decât au componenta asta, întrebările, răspunsuri. Uneori asta e cireașa pe tort. Da. Am fost la Crehana Veche acum 3 zile în urmă și cei de la Crehana Veche, de la liceul Mihai Eminescu, și domnul Filip, copiii noștri se pregătesc de concursul republican, limba noastră e comoară. Există un concurs de felul ăsta. Tot se învârte în jurul sănătății limbii, în jurul promovării limbii, ocrotirii limbii, însușirii limbii. Dacă sunteți de acord să facem interviul ăsta cu clasele mici și cu clasele mari, dar să o facem aici. Zic, hai să o facem ad hoc, către lume. Adică mi se adresează întrebare și eu răspund. Adică, tradițional, întrebări, răspunsuri au venit în acest format, acest interviu care, mă rog, adică am prins două iepuri. Eram și la întâlnire cu întrebări și răspunsuri și eram și la concursul ăsta. Da. Așa că dacă aveți întrebări, întrebări, da, putem renunța și la citatele, sau zici citatul, cum ziceam. Cum vreți, da, da. Planșa și apoi întrebările. Și să ne simțim așa, ați văzut, stăm așa ca într-o terapie. Maică Semicerca a aranjat scaunele aproape, nu avem scenă. Suntem în fața voastră, dar asta nu înseamnă că avem o distanță între voi. Școlile din Finlanda, care sunt cele mai performante, îngăduie elevilor libertatea să-și aleagă scaunul. Scaunele, în primul rând, sunt diferite. Nu sunt bănci, dar sunt niște mese diferite. Și acele mese să se așeze cum vor. Îți iai scaunul și îți iai masa, dacă îți place, ca să fii în companie cuiva, la o masă sunteți doi, adică se caută școala finlandeză, care e cea mai performantă, deci e în permanentă căutare a stării de spirit mai confortabile pentru voi, pentru învățători, ca dialogul, interacțiunea să ajungă la eficiență, la plinătate. Așa că trebuie să vă mișcați cu scaunul cum vreți. Vreți aici, mai încoace. Eu i-aș propune libertatea gândului să aibă mișcării. Copiii au ce citi și copiii au planul lor, planul întâi, rest planul doi, planul... Și a fost un... Pentru că era la sfârșitul întâlnirii, un microeseu a unui pedagog de română care a oferit un comprimat, o tratare a acestei narațiuni, acestei proze. Sunt pedagog, acestea sunt lecțiile mele. Eu mă duc la lecțiile mele echipat cu ceea ce cred că mi-e de folos. Să zic că mai eficient reper a fost pe distanță lungă, plăcințelele cu mărar. Deci cartea care a ajuns la a cincilea cuptor, la a cincea ediție și se epuizează, adică sunt mai mulți copii care sunt tonalitatea asta. Acum, pâine de la iepure, timp de 2 ani, a ajuns la a patra ediție. Deci a patra ediție acum e la Tepar, în Harkov. O aștept la salon, dar se poate întâmpla după bombardamentele lui Putin să, mă rog, tiparul să întârzie, să vină un pic mai târziu. Revin la întrebare. Deci sunt visele mele pe care vreau să le răsfrâng în lecțiile mele. Când, mă rog, un autor poate să ajute cărților suplimentând sau grăbind sau nuanțând ceea ce poate oferi cartea. Și
asta e ce cred că visează orice scriitor. Să se ducă la întâlnire, să se ducă într-o bibliotecă unde e întâlnire, să-și descopere cartea. Bună oară, care asemăna cu cartea mea Copăcel, Copăcel, apărut în 1990, adică vreo câți ani în urmă, și eu o găsesc fierfenițită, cusută, lipită, adică toate semnele că această carte e pusă la lucru. Aceste cărți, orice autor care își văd în felul ăsta citite, puse la lucru cărțile, e un autor împlinit, satisfăcut. Adică, din când în când, ai nevoie de niște semne de pe margine că ții drumul bine. Și întâlnirea de azi, cu întrebările voastre, cu meditațiile voastre despre, mă rog, despre un mesaj care l-ați găsit într-o poezie sau altă, cam de această natură e. Mulțumesc! Citind sonetul Căpșun, m-a impresionat felul în care dumneavoastră ați descris idila față de o idila, idila față de dintre o copiliță și un flăcău. E firesc, să fie descoperit anume această poezie, pentru că e de seamă cu voi. E cel mai important segment de timp. Adică eu, uite unde fug de la sonete, am o piesă care nu e montată, Casa cu fată de măritat, pe care pe urmă am răsfrânt-o într-o proză care a apărut în Nuca lui Newton, Casa cu fată de măritat. I-am dat amploare. Ca pe urmă să-mi dau seama, pentru că sunt folclorist, că pot explica mai pe înțelesul cititorului, pornind anume, eu mă ocup de fenomenul teatru folclore, care e la anul nou, în ajunul anului nou. Mălâncile, Arnăuții, Ceata lui Jianu, Brâncovenii, Iroze și celelalte, ca să fii înțeles, ca să înțelegi fenomenul ăsta etnologic, folcloric, eu îndemn toată lumea, zic, uitați-vă la nuntă, duceți-vă la nuntă. Luați-vă după un alai de nuntă, care e spectacolul cel mai complex folcloric. Deci pe segmentul ăsta a împlinirilor se înțelege, sunt șansele înțelegerii acestui fenomen. Pragul casei cu fată mare e o scenă. Cetele de flăcăi, care sunt potențial mici, se mișcă totdeauna spre aceste adrese. Casele cu fete mari, sigur că se presupune fetele care au prieteni între cetele astea. Adică se mișcă nunta, se înfiripă nunta. Deci este vatra jocului unde se cunosc. Se găsesc, pentru cum îți găsești ursita? Dar nu stai în casă și o iei la telefon sau numai la... Trebuie un mediu unde să cunoști lucrurile astea. Vatra jocului, era discoteca, nunta deja încununează aceste căutări. Ce am scris în sonet e acest joc, aceste căutări a băiatului și a fetei care se mișcă spre nunta lor, spre casa lor, spre întemeierea unei familii. Aceasta este etapa. Mulțumesc. Bine că ai descoperit sonetul, da. Dar dumneavoastră vă reștiți poeziile, cărțile? Recitiți, da? Dacă le recitesc? Da. Dacă revin la dânsele? Așa, ca lector, da? Da. Asta atunci când, de dragul pur și simplu, să am nostalgie, pentru că, bine, am peste vreo 100 de cărți, 110 cărți scrise de mine, adică pur și simplu să-ți vin așa să citești, nu totdeauna, foarte rar când îți vine această stare. Adică am foarte mult de lucru și nu am când pentru aceste lecturi. Dar când vine vreo propunere din partea unei edituri sau ceva, să fac o antologie de autor, uite, atunci asta chiar e un impuls. Așa a fost cu Editura Știință, care are o colecție de antologie a unui autor. Dar și când mi s-a propus, deci am numit număr de pagini, adică nu te lățești cât durea. Deci și le citești și trăiesc încă o dată, deci cu această provocare care ți-n prospătează antenele,
și treci încă o dată și frunzărești, că ai vrea ca să oferi o imagine nouă, mai esențială. Pe urmă lumea face antologii cu opera ta, adică când ieși din scenă și de acum, mă rog, e ingrat uneori să-ți împovărezi cu chestia asta copiii care n-au nicio treabă cu poezia, cu literatura, cu arta poligrafică, cu selecția. Oricât n-ar părea de înduieșător, sentimental, fiica lui Iulian Filip, după ce frumușel, după ce autorul a ieșit din scenă, dar aventurat, a treierat și a selectat viziunea ei, iată o carte de poezie de dragoste sau ceva. E bine când autorul cu mâna lui, cu ochii lui, cu gustul lui, dar e periculos, pentru că de acolo la vârsta asta se poate întâmpla dacă rărești esențial poeziile și nu e corect, pentru că fiecare an, fiecare etapă de vârstă a autorului ceva vorbește, este o corespondență între limbajul, hai să ne referim numai la limbaj, limbajul poetului la, în vârsta aceea și temele pe care le-a abordat, chiar și tematica. Și pe urmă tonalitatea altor poezii la distanță de 15 ani în care i s-a întâmplat ceva mai deosebit. Adică a avut o tragedie în familie, a pierdut pe cineva foarte apropiat. Sau ce s-a mai întâmplat acolo? Sau genunchiul stâng, sau pandemie, sau războiul ăsta. Cum l-a perceput ca pe ceva foarte personal? Și asta e interesant. E bună întrebare. Da, mulțumesc. Interesant. Eu citeam sonata Firului de Pum, m-a impresionat momentul în care ați descris natura și parcă ar fi un pastel. Vreau să vă întreb, ați inspirat de la Alexandrie? Deci noi frumos, noi am citit aceste sonete, ne-a impresionat. Trimise pe pare, fără carte. Îl poți citi sonetul ceva? Ăla e la tine. Hai din încoace. Mi-mi plăcea Alexandrie pastelurile, pentru că el dictează o tonalitate nu că e intimă, dar domoală. Deci nu strigi ca San, doar este Cupcea, că citim de o poezie de Maiakovski sau Bucov sau ceva așa. Lași cele ale sufletului în tonalitatea asta și să comunici cu cei care ascultă. Dar cum îți spuneți? Frumos nu. De aici, lângă Felinar, cam pot să ne citești, da. Timid, un fir de fum se toarce în contra fugilor ce vin. Li se întretaie drumul lent, de care n-au cum se întoarce. E despletire în sus, în jos. Imaculată, ori curată. Căruntă, parcă ar fi un fel de nuntă, cu mirii așteptați frumoși, cu flori de argint de la ferestri, ca cu alai de sâni și copii, cu muzici surde, lichicești, iar mii de vei din cer roștii, mireasă de pe la fălești, frunta toți cu poezii. Dăm și-o de-a tot un pic. Cred că e foaia și nu se vede chiar așa de bine și Faci o regulă. Deci nu, dar nu o regulă, obișnuiesc, pentru că în primul rând chestia asta îngrijonează fetele. Dar ți ți-i plăcut pe suflet, adică poeziile pe care le îndrăgești, le înveți ca pe ale tale. Ca și cum tu le-ai scris, ca să fii stăpân pe râs. Că sunt ocazii când lucrurile astea produc o stare de spirit excepțională. Chiar între la un eveniment de familie, când sunt și părinții, sunt și ceva, simți că, uite, în atmosfera asta ai putea ca să citești ceva. Deci nu orice. Un repertoriu, un mini-repertoriu care e al tău, numai al tău. Poezie de dragoste, poezie de atmosferă, poezie de altceva.
Am foarte mulți prieteni care la un moment dat parcă nu ar cadra, nu-i momentul. Dar să vezi cum se lasă de dată liniște. Hai să încerc să o citesc și eu. Sonetul firului de fum. Timid, un fir de fum se toarce în contra fugilor ce vin. Că e mișcare reciproc. Li se întretaie drumul lui, din care n-au cum se întoarce. Că nici fumul nu se întoarce și nici fuge. E despletire în sus, în jos, imaculată ori căruntă. Parcă ar fi un fel de nuntă, cu miri, cu mirii așteptați frumos. Cu flori de argint pe la ferești, cu alai de seni și copii, cu muzici surde, le ghicești. Iar mirele-i din cer, îl știi. Mireasa-i de pe la fălești, întoarși toți cu poezii. Adică nu te temi nici de pauze, nu grăbești, nu trăgănezi, pentru că sunt trei puncte să se vadă imaginea. Chiar și te întreb ce mireasă numai decât la fălești, poate fi și de altă eu undeva. Da. Eu sunt la fălești. Da. Să iați poezia. Mulțumesc pentru întrebare și pentru sunetul la care te uiți. Și eu vă mulțumesc pentru răspuns. Dar eu să vă citesc de aici, din această carte, sonetul despre îmblânzirea durerii. Că dacă era vorba de un picior bolnav, genunchii la gură, îndeoseb stângul, mai lapet strângul să-i ofer căldură. Și poate dureri mai puține, că noaptea e lungă, durere o să ajungă, simt cea mai mare cum vine. Dureri din toate țările, uniți-vă în una, să întregim durerile, imensă comună rotită în toate țările, pe tera străbună. Dintr-o durere, dintr-un ghim, deci, a ieșit o poezie. Motivul durere, suferință, pentru că și ortodoxia noastră leagă mântuirea, atingerea de divinitate prin suferință, suferință. Așa e abstract, știi, parcă ar vrea să-i crezi, dar e important ca să o accepți cu înțelegerea, să o accepți. Uite la momentul când ai un poligon de asta, când un genunchi te torturează ca jumătate de an, așa, ca să-l iei în serios. Sau ai ajuns la problem, la durere de dinți, n-ai avut grijă, așa știi, să fie relații amicale cu dânșii. Da? E un pretext, dar e o chestie pe cont propriu. Nu te poate ajuta nimeni, nici chiar medicul. Da? Adică trece acest poligon. Și atunci, suferința nu mai e o noțiune abstractă. Am înțeles că poezie e o stare poetică, o stare care o transpui imediat pe hârtie, poezia ești terapie și sau e felul de a fi a unui scriitor, a unui poet. Mai aveți întrebări, că acum ne apucăm aleator de citit, avem pe masă. Iau. Aveți vreo poezie sau culegere de poezii la care țineți cel mai mult? Culegere. Să zicem, pentru copii, cartea Urmele mele frumoase. E o carte unde Ancăbutul Ioan Filip, cu mai multe succel de ale lui, poezii, date 63 de clavire, melodia, colaborare cu 8 compozitori, cei mai buni ai noștri. Adică e foarte comod pentru cei care își propun ca să facă o serată literar-artistică. Sunt scenete pentru un scenari mici de teatru și sunt povești. Adică sunt patru limbaje. Adică când ai o carte de felul ăsta și, să zicem, când a apărut această carte, în 2013, timp de un an am avut 111 întâlniri în jurul acestei cărți. Adică fiecare a treia zi, dacă nu mai des.
Deci am văzut diferite formule de punere la lucru a acestei cărți. Pentru maturi, deci am aici nu văd, am o carte, se cheamă Noroc Poliglot. Noroc Poliglot, care e o carte de poezie și poezie tradusă în 8 limbi de circulație. Adică poezie engleză, franceză, italiană, japoneză, rusă, sârbă și așa mai departe. Dar sunt și picturile mele acolo. Și grafica mea. Chiar e pus și clavirul, notele la o piesă instrumentală a mea, acordeon alintat. Eu cu acordeonul mă joc. Și chiar și niște sculpturi de formă mici. M-am jucat și cu lutul. Cu... Da, e foarte interesant tot. Deci sunt două cărți care mă prind la imagine așa mai complex. Pentru că cred că e foarte greu să vorbești despre Iulian Filip, despre formula artistică a lui, pentru că e fărâmițat. Deci e poezie, proză, dramaturgie, publicistică, folcloristică, pictură, grafică, muzică și celelalte, mai greu găsești un exeget care să te cuprindă cu toate. Sunt specializări așa mai înguste. Dar mie mi-a plăcut foarte multe lucruri în copilărie și nu m-am putut despărți de dânsele. Adică, bine, poezia și-a revendicat locul ei așa prioritar, adică când vin stările de spirit pentru poezie, toate se dau într-o parte și eu sunt ostate cu poezie acestor stări. Dar mie îmi place ce îmi place în afară de poezie, inclusiv pescuit. Mulțumesc pentru întrebare. Eu tot nu vreau să mai întreb ceva. Am citit sonetul Buburuzei de zi și e interesant. Dumneavoastră credeți în superstiții? Ce? Eu șofez. Șofez. Uneori chestiile astea sunt foarte directe și foarte documentare. Pe parbriz, da, pe parbriz a aterizat o buburuză. Buburuza e purtătoarea, vă jucați și voi cu asta, încotro, vei zbura încolo, mai mărit, da. Am văzut atâtea fete la Sofia când eram copii, înțelegi, toți prindeam buburuză, înțelegi, și ele se duc până în vârful degetului și zboară, de aici se decolează. Și imediat s-a declanșat aceste asociații. Deci un câmp asociativ. Noi din copilărie, din lecturi, din toate experiențele noastre, acumulăm un depozit de sensibilități. El e la îndemână, noastră, a tuturor. Poeții, scriitorii, pur și simplu au această abilitate de a da expresie acestor sensibilități. Dar ele trebuie ca să aibă niște provocări, o fișură pe unde s-o scoți pe una și să-i dai, da. Și uite buburuza cu toate ale ei, așa, din copilărie, la un moment dat o aterizat pe parbrizul șoferului Iulian Filip. S-a întâmplat chestia asta. Mulțumesc. Poate fi dedicat și unui vietăți minore. Aveți atâtea întrebări, ce poezie ați dedicat mamei dumneavoastră? Frumos. Au istoria la aceste poezii despre mamă, că am scris mai înainte mai multe poezii, între care cea pentru copii, alb cu roșu, fac o floare și o spun, cum ajung la 8 martie copiii, deci o spun, deci mă rog, e una. Eram la Mănăstirea Neamț, în România, când am făcut cunoștință cu profesorul universitar, muzicianul, Adrian Idriceanu, care are un destin foarte interesant. Adică el e angajat și la acum la Liceul de Limbi Străine și Management, dar e și profesor universitar la Creangă, dar de 20 de ani e și lucrător muzical la Grădinița 108. Mă rog, el era responsabil de coloana sonoră în tot drumul nostru și manifestarea care a fost acolo.
a inclus și niște cântece de-al mele, dar mi-a propus ca să facem o manifestare pe baza operei mele la grădinița 101. Da. Și tot mi-a cerut pentru eventualul repertoriu cu copiii lui un cântec pe tema aceea, un cântec pe tema aceea, că am o mulțime de cântece în fondul radioului și le-am și în posesia mea, o parte din trânsele. Eu tot căutau cel puțin o poezie despre mama pe care, pentru care să facă o melodie. Această zgândăreală a lui m-a dus la trei poezii despre mamă. Numai una a făcut-o cântec, dar pe cei nu o să vă citesc. Mi-a provocat o poezie care mi-e foarte dragă și care mi-aș lua-o ca generic pentru o carte aparte, anume acest de stih. Mama mea și tatăl meu nu m-au vrut urât nici rău. Aceste două versuri. Eu cred că și părinții voștri tot așa nu v-au vrut. V-au așteptat și v-au vrut frumos și bun. Părinții mei cum m-au văzut? M-au visat. Sfântă-i până acum mirarea. Mama mea vorbea cu floarea. Întreba tot firicelul. Alinta tot bobocelul din ogradă și grădină. Trecea mama prin lumină și lumina creștea plină. De uimiri și frumuseți de fetițe și băieți, toți cu întrebări și cărți. Sfântă-i și acum uluirea. Tatăl meu vorbea cu firea. Întreba steaua și cerul, legăna tot adevărul, răsăritul marelui, înălțarea soarelui, spre uimiri și frumuseți, spre fetițe și băieți, toți cu întrebări și cărți. Mama mea și tatăl meu nu m-au vrut urât nici rău. Sănătos m-au așteptat, fecior vrednic m-au visat, ca să pot ieși în sat, ca să ies în lumea largă, să-i fiu drag, să-mi fie dragă. Om în lume, om în sat. Oare am fost cum m-au visat? Mama mea și tatăl meu nu m-au vrut urât nici rău. Poezia care mi-a provocat-o a fost o întâlnire extraordinară. Totul legat, un spectacol întreg, copii de grădiniță care au recitat, care au cântat cu fonogramă pusă la punct, dacă Adrian Edrișanu e muzician, au înscenat vestimentație actoricească, totul legat, niciun stop. Și că trebuie totdeauna să găsești motivația. Noi suntem colegi cu bibliotecarii, educatorii, pedagogii, scriitorii, editorii, în căutarea motivației ca să determinăm copiii, tinerii, la o relație frumoasă cu cartea. Ceea ce poate oferi cartea, nu-ți poate oferi nimeni. Noi toți suntem intermediari între cei care dă Doamne să-și pună problema construirii, șlefuirii de sine. Dalta cea mai fină e cartea. Dai peste o carte, că a sunat chestia asta, dai peste o carte și e bine să dai peste asemenea cărți cât mai devreme în copilărie, care atât de mult te captivat, încât în caos permanent cărți înrudite ca valoare, ca atractivitate, cu această carte care te-a câștigat pentru bibliotecă, pentru tine. Pentru că la care e toată șmecheria? Te ajută părinții, te ajută învățătorii, educatorii, cei din părți, să te fortifici, să te formezi, să devii, să te împlinești. Dar la momentul când înțelegi tu că poți să contribui la treaba asta, adică un șantier al tău propriu, șantierul ăsta are nevoie de lectură. Adică îți cauți repere ca să te împlinești.
Da? Este o vorbă așa că e foarte important să găsim cărțile potrivite și oamenii potriviți la moment potrivit. Da, la timp potrivit. Adevărat. Eu mi-am amintit de poezie ce e tot, e de unde te luași din colțunaș. Dar așa știu că tot în formatul de ciornă urmează să apară. Nu aveți printre voi? Dina Gospodina? Nu-i Dina Gospodina. Tu mă întrebaște unde mă luaște, îți răspund din colțunaș ceva din felul ăsta. De felul ăsta. Ne-ați citit-o la lansarea cărții. Deci am un personaj, e de teatru și de proză pentru copii, Pălăriuță Oranj. Și el a venit la autor, după ce deja am cărți cu Pălăriuț Oranj, am scris o poezie. A venit la autor un personaj, mă numesc Pălăriuț Oranj. Adică a venit să-l întreb pe autor de unde l-a luat. Și autorul îi spune că din colțunaș. Și explică că asta, el era visul mamei lui, care atunci când era mică, visa să fac colțunaș ca bunica. Dar ce încerca să facă din aluatul ăsta, nu ieșea colțunaș. Ieșa. A zis că nu te apuca, bunica îi spunea, nu te apuca de colțunaș, dar fă mai întâi hulubaș. Și a apucat să facă hulubaș, măcă. Dar ce a ieșit acolo a dezamăgit-o, că nu era nici hulubaș și nici colțunaș. Și că dăm cuptor, ceea ce ai făcut, dăm cuptor. Când s-a copt în cuptor, ceea ce a făcut fetița, semăna cu pălăriuțul Oranj. Zic eu, nu am vrut colțunaș să fac și mi-a ieșit pălăriuțul Oranj.